filozofie, a doua specializare, am predat la și predau la grupul școlar industrial Sebeș. Sunt absolventă a Facultății de Istorie Filozofie din Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, promoția 1987. În ce mă privește, sunt foarte preocupată, în primul rând, pentru ceea ce înseamnă într-adevăr școală. Dorința mea cea mai mare este să școala să redevină școală și să-i atribuim rolul atât de important al instrucției și a educației pentru societatea noastră. De asemenea, mă preocupă foarte mult formarea, în primul rând propria mea formare, dar și în ce înseamnă formare pentru colegii noștri. Poate că nu întâmplător, astăzi ne începem prima zi de activitate, astăzi fiind 5 iunie, o zi atât de legată de tot ceea ce înseamnă educație și învățământ, fiind ziua învățătorului. Se știe că legea 289 din 2007 a instituit această zi ca zi a învățătorului, o zi cu manifestări educaționale, caracter național, cultural și apolitic, care, bineînțeles, se desfășoară în fiecare unitate de învățământ după un program stabilit de fiecare școală în parte. Sigur că profit de această întâlnire, de această conferință de presă, să transmit tuturor colegilor noștri cele mai alese gânduri de prețuire, în primul rând, pentru cea mai veche profesie din cadrul educației, acea de dascăl, acea de învățător, și că ne dorim foarte mult ca statutul dascălului, a învățătorului, să redevină ceea ce a fost altădată. O persoană apreciată în comunitate și, bineînțeles, apreciată de toți cei care suntem aici.